Am revenit în direct la emisiunea Sănătatea Noastră. Continuăm discuția noastră despre Ziua Mondială a Diabetului și vă reamintesc că invitatele mele din această seară sunt doamna Molnar Rodica, președinte și fondator al Ascotit Mureș, și doamna dr. Irina Muntean, medic primar diabetolog, nutriție și boli metabolice, consilierul medical al Ascotit Mureș. Aș vrea să continuăm discuția noastră despre proiectele Ascotidului. Știu că ați organizat foarte multe evenimente pe lângă acel eveniment de care am discutat în prima parte a emisiunii, despre acea conferință care a avut loc anul trecut în septembrie. Care sunt proiectele dumneavoastră? Anul acesta, ce ați făcut pentru copii? Aș pleca din noiembrie 2016, unde vreau să precizez că Federația Română de Diabet a acordat premiul de excelență asociației noastre pentru întreaga activitate. Sunt foarte bucuroasă de acest lucru, înseamnă că n-a fost în zadar toată munca noastră și a fost vizibil tot ce am făcut și pentru faptul că am militat pentru drepturile acestor copii și pentru o viață mai bună acestora. Plecând spre anul 2017, ne-am gândit ce este mai folositor pentru copii, în afara faptului că ne străduim să îi educăm să-și accepte boala prin doamna doctor, prin psihologul asociației. Ne-am gândit că activitățile sportive pot să încurajeze să acceptăm mai ușor boala și atunci am continuat proiectul Ascotit Trail Race. Anul acesta a fost a treia ediție în luna octombrie și plecând de la prima ediție unde am avut 150 de alergători, am avut la a treia ediție peste 400 de alergători, dintre care au fost și persoane cu diabet, copii și tineri, că au fost mai multe categorii de vârstă și pe mai multe categorii de alergare, cross, respectiv semimaraton. Vreau să vă spun că am intrat în calendarul competițional și a fost foarte greu să ne strecurăm pentru că sunt foarte multe activități și noi am încercat să promovăm sportul și să îndemnăm pe ei să facă sport, pentru că le este mult mai ușor să-și echilibreze astfel glicemia, ajută la greutate, doamna doctor, la menținerea greutății normale, da, plus ajută la prevenția diabetului de tip 2. Majoritatea pacienților diabetici au tip 2, 90, 93, 95%. Este o boală care în multe cazuri poate fi prevenită printr-un stil de viață activ, printr-o alimentație sănătoasă. Asta este foarte important. Deci diabetul tip 2 poate fi prevenit. Îi rog pe colegii mei din regie să difuzeze acel material pe care l-am pregătit pentru această emisiune și dacă poate intra materialul acum, îl rog pe Dani.
Aș vrea să rog invitatele mele să explice ce s-a întâmplat atunci, cum s-a ajuns atât de departe, cu atât de mulți copii. Plecând de la proiectul Ascotit Trail Race, am ajuns la ideea că putem face și altceva, și mai grozav, și am implicat niște tineri studenți din asociație care au acceptat o mare provocare, să escaladăm muntele pentru a demonstra că ei pot să facă orice, inclusiv efort fizic prelungit. Dar pentru acest lucru aveam nevoie de foarte multe, și anume echipament sportiv. Erau tineri care nu practică acest gen de sport, nu erau pregătiți fizic, nu erau dotați cu echipament. Și ne-am gândit că este cel mai bun lucru să atragem atenția autorităților că acești tineri sunt minunați, pot să practice orice tip de sport și efort prelungit, dar cu o monitorizare atentă. Ce putea fi mai important decât să le asigurăm niște senzori de glicemie? O să vă vorbească doamna doctor despre monitorizarea continuă a glicemiei, la care tindem cu toții în România să aibă copiii noștri, și am vrut să atragem atenția astfel autorităților. A fost proiectul realizat în două etape. Prima a fost de socializare și de adaptare cu condițiile de munte și de efort fizic. Când apoi ați urcat pe Ciucaș? Pe Ciucaș, după care în etapa a doua am urcat Munții Făgăraș la cota 2400, unde doamna doctor a urcat cu mare succes alături de tineri, toți fiind dotați cu senzorii de glicemie, și o las pe dânsa să spună ce a însemnat această experiență pentru dânsa și grupul pe care l-a ajutat. Aș vrea întâi să vă spun ce sunt ăia senzori de glicemie. Deci sunt niște dispozitive de monitorizare glicemică continuă. Cum vă spuneam, în diabetul tip 1 variază destul de rapid glicemia și ar trebui un minim de 5-7 glicemii pe zi pentru cât de cât un bun echilibru. Dar în anumite condiții, în efort fizic, în stres, în intercurențe, e nevoie de o testare a glicemiei mult, mult mai frecventă. De exemplu, femeile gravide ajung să-și testeze glicemia de 12-14 ori pe zi. Deci vă imaginați 12-14 înțepături în deget pe lângă insulină. Pe lângă minim 4-5 injecții de insulină pe zi, plus corecții, că de câte ori glicemia trece de limita superioară, mai trebuie injectat o doză de insulină pentru a fi adusă la normal. Senzorii de glicemie, ce sunt? Sunt niște dispozitive implantabile, un fel de holtere glicemice. Și atunci glicemia poate fi vizualizată permanent pe un ecran, pe un receiver al aparatului respectiv sau pe telefonul mobil. Aceste dispozitive până de curând nu s-au găsit în România. Există în lume 3-4 mari firme de senzori de glicemie care produc. Abia una dintre firme a intrat în primăvară pe piața românească. Pacienții noștri, deci eu am în jur de 30-35 de copii și tineri care au acești senzori glicemici și procură celelalte două tipuri din străinătate. Prețul de achiziție al unui sistem este de 1000 de euro, pe lângă consumabile. Un senzor costă în jur de 60-70 de euro și ține o săptămână. Deci vă imaginați cât de mare este costul. Nu se găsesc în România, nu sunt gratuiți. Există multe țări în lume deja care oferă gratuit senzorii prin programele lor naționale de diabet. Aceasta este una din luptele noastre, să spunem, prin asociație, introducerea gratuită a senzorilor de glicemie în România, în tratamentul diabetului de tip 1. La urcarea pe munte, toți tinerii noștri au primit, prin eforturile asociației și prin sponsorizări, aceste sisteme de monitorizare continuă a glicemiei. Mesajul nostru a fost că cu monitorizarea corectă, tinerii cu diabet tip 1 pot să facă absolut orice, inclusiv să urce la 2500 de metri. Care sunt obiectivele tratamentului, la modul general vă întreb, pentru un copil?
Ce urmăriți până la urmă? Normoglicemia. Asta urmărim. Ori asta este cel mai greu de obținut, pentru că oricât ar fi de cum să vă spun, de înaintată știința noastră, nu putem suplini 100% funcția pancreasului, funcția pierdută a pancreasului. Cel mai ușor, normoglicemia se obține cu acești senzori de glicemie, monitorizarea continuă a glicemiei sau testarea frecventă a glicemiei și cu ajutorul injecțiilor multiple de insulină sau cu ajutorul pompelor de insulină. Determinarea hemoglobinei glicozilată este posibilă? Cât de mult ați putut programul, să ajutați copiii? Vă rog. Programul Național de Diabet permite în România 2 glicate gratuite pe an. Dar, din păcate, laboratoarele nu au suficiente fonduri. Deci, fondurile alocate sunt total insuficiente pentru necesar. Standardele spun, când glicata este sub 6,5, se poate determina odată la 6 luni în diabetul de tip 2, odată la 3 luni în diabetul de tip 1, când este peste 7, obligatoriu la 3 luni. Și practic ce indică sau de ce este atât de important? Hemoglobina glicozilată sau hemoglobina glicată reprezintă media glicemiilor pe 3 luni. Reprezintă procentul în care celulele roșii, globulele roșii din sânge se încarcă cu glucoză, cât se plimbă prin organismul nostru timp de 3 luni. Valoarea normală este sub 5,7. Valoarea considerată normală în diabet este sub 6,5 la tineri, sub 7 la oameni în vârstă. Ați putut să ajutați prin asociație copiii ca să se determine de mai multe ori acest indicator foarte important? Hemoglobina glicozilată? Da, prin asociație vă întreb. Aceasta se determină în laboratoare, însă, din păcate, știți foarte bine că medicul ne dă biletul de trimitere și când ajungi la laborator, ți se spune că nu mai sunt fonduri sau s-au terminat. Exact. Rămâi cu biletul în mână și, din păcate, nu poți să-ți faci această determinare. Am avut șansa să primim printr-o sponsorizare, un aparat de determinare hemoglobinei glicozilate din deget, deci nu este atât de traumatizant, și îi ajutăm pe acești copii atunci când nu reușesc în laboratoare să găsească fonduri. Însă și acele kituri costă, dar acesta este încă un ajutor pe care îl putem asigura copiilor. Lipsa medicilor, pediatrii care se ocupă de copii cu diabet, există, sunt suficienți? Este o mare problemă în spitale. România. Spuneați de Buziaș, unde s-a putut organiza în așa fel încât copiii pot fi internați 12-14 zile. Datorită unei lacune legislative, aș spune, în ultimii ani nu s-au mai format diabetologi pediatri. Momentan, legislația permite unui medic pediatru să practice diabetologia doar cu condiția să facă al doilea rezidențiat pe diabetologie. Oricum v-am spus, diabetologia înseamnă 90-95% diabet tip 2, obezitate, dislipidemie, hipertensiune, risc cardiovascular. Acest diabet tip 1, 5-10% dintre pacienți, cum să vă spun, copiii sunt total descoperiți, să spunem, în țara noastră. Există județe în care nu există diabetolog-pediatru. Există județe în care sunt unul sau doi diabetologi în tot județul. Deci vă imaginați. În județul Mureș suntem relativ norocoși, suntem 17-18 diabetologi plus un medic diabetolog-pediatru. Ne oprim pentru ultima pauză de publicitate, după pauză revenim și continuăm discuția.